Profitau de sărăcia în care trăiau pentru a le obliga să se prostitueze. Două moldovenice de 27 și respectiv 43 de ani riscă să-și petreacă următorii 20 de ani în spatele gratiilor după ce au racolat mai multe tinere, printre care și minore, și le-au obligat să practice prostituția în Grecia. Oamenii legii au stabilit că cele două suspecte ar face parte dintr-un grup criminal care și-ar fi început activitatea încă în 2016. Femeile originare din Cahul și Cantemir ademeneau fetele cu promisiuni despre un viitor prosper, după care le transportau în capitala Greciei, Atena. Acolo, victimele erau preluate de complicii celor două femei și duse în case de toleranță. Fetele erau impuse să presteze servicii sexuale contra cost și ajungeau să deservească chiar și 80 de clienți pe zi. Prețul pentru serviciile oferite era de 20 de euro pentru 10 minute. Într-un final însă, victimele se alegeau cu doar 15 euro din venit. Restul banilor ajungeau în buzunarele proxeneților. Anterior s-a stabilit că în capcana suspecților au nimerit 11 tinere de la noi, cu vârstele cuprinse între 16 și 22 de ani. Una dintre ele a dat un interviu în fața camerelor. Știu cu 4 ani de aici. Aștia 3 ani. Am lucrat în burdel. Au fete din Moldova care lucrau în burdelul respectiv? Da, mai erau aproximativ 11 fete. Câte burdeluri aveau stăpânii ăștia? Aproximativ 90. În câte dintre însele ai lucrat tu? De la început am lucrat în toate. Apoi am lucrat mai în două. În fruntea bordelurilor se afla un bărbat de origine albaneză. În prezent, una dintre suspecte este reținută, cealaltă plasată în arest preventiv. Pe numele lor au fost deschise dosare penale pentru trafic de persoane și copii în scop de exploatare sexuală comercială, infracțiune pentru care bănuitele riscă până la 20 de ani de pușcărie. Menționăm că în decembrie 2019, pe banca acuzaților a ajuns un alt moldovean de 25 de ani, suspectat că ar face parte din aceeași grupare infracțională.